Salutare, eu sunt JJ. Astăzi, după cum puteți vedea, sunt în Harghita, la Lunca de Sus, la Sky Gimeș. Însă, înainte să mă dau cu bobul, haideți să vedeți cum am ajuns aici. Bună dimineața! M-am trezit, este ora 10 și astăzi urmează să plec într-o mini-vacanță de 3 zile în Harghita. Astăzi va fi o zi super, super, super plină, deoarece urmează să merg la pârtia Sky Gimeș, o pârtie de pop de aproximativ 1300 de metri și să ajung la cazarea noastră, hotelul Septimia. Așa că să înceapă acest vlog! Și am ajuns și la Sky Gimeș, la Lunca de Sus, o pârtie de bob de aproximativ 1300 de metri. De-abia aștept să mă dau. Ce de mare poate să fie poate asta. Aștepți la o coadă extrem de mare ca să te dai cu bobul. Am zis că între timp să vin la aceste litere unde scrie Sky Gimeș. Uitați ce priveliște am de aici. Haideți să ne dăm și cu bobul, poate s-a mai eliberat un pic, nu mai e coada așa mare. De aici se vede cel mai bine, uitați cât de mare e coada, uitați cât de mare e coada. Și am plecat. Și m-am urcat și pe bob, am super, super, super multe emoții, de-abia aștept să văd cum e la coborâre. După câte am înțeles, ca să frânezi trebuie să tragi de această manetă în spate și ca să accelerezi trebuie să tragi de ea în față. Plus că de fiecare dată trebuie să păstrați o distanță de 25 de metri între celălalt bob din fața voastră. Și am început. Mama! Vine curba acum, vine curba! Thank you.
Scuzați-mă că întrerup acest vlog, însă vreau să vă reamintesc să dați un like și un share ca acest vlog să ajungă la cât mai multă lume și să vă abonați, să aprindeți clopoțelul dacă vă place acest vlog și dacă mai vreți să vedeți genul acesta de vloguri. De asemenea, nu uitați să dați un follow la IMJJ pe Instagram. Vizionare plăcută în continuare! Mamă, cum e? Ce feeling ai? Mai punem un pic frână că ne-am dus cam repede. Stați, că acum e, acum e. Tare a fost. Am ajuns și la cantonul 30. Din păcate muzeul este închis la această oră, fiind deschis doar până la ora 4. Însă am urcat pe un fel de stânci și uitați ce priveliște este de aici. Și după cum puteți vedea, am ajuns și la lacul frumoase. E super, super, super frumos aici. E o priveliște de vis. Cum ieri am fost super obosit și nu am mai filmat nimic, v-aș ruga să vă abonați, să aprindeți clopoțelul dacă v-a plăcut acest vlog și dacă mai vreți să vedeți genul acesta de vloguri și să dați un like și un share ca acest vlog să ajungă la cât mai multă lume. De asemenea, nu uitați să dați un follow la IMJJ pe Instagram. Eu am fost JJ și sper că v-a plăcut acest vlog. Pe data viitoare!